Domnul Iisus Hristos și Marea Putere a Duhului Sfânt. Mare Dumnezeu avem atunci când avem nevoie de Iisus Hristos, fie lumea. Când ne rezolvă problemele ceea ce dorim noi, când ne vindecă, când povarele noastre ne ridică, se ușurează ușurea crucea. Dar să nu uităm că nu ne rezolvă nimic, să nu fie Dumnezeu nici. Ori de câte ori ești cercetat în timpul Dumnezeu, să-i strici cuvântul cum o striga soră mare Dumnezeu avem. Ca Dumnezeu să facă în dimineața aceasta să bine dobiteze poporul. Lasă harul, rugăciune și pace, inimă și răbdare ca programul acesta să fie cu har și cu pacea lui Dumnezeu în inimile noastre. Merită Dumnezeu să mulțumim în rugăciunea aceasta. Merită Dumnezeu să aducem ca jertfă de mulțumire trupurile noastre. Ca vie sfântă și plăcută înaintea Lui. Glorie ție, Doamne! Dar vreau să întreb și am o întrebare în dreptul meu. Pot să strig oare cuvântul acesta ori de câte ori am nevoie? Oare pot să-L mulțumesc, pot să aduci cu trupul tău ca vie sfântă și plăcută înaintea Lui Dumnezeu, oricând vrei tu, oricum simți tu că-i trupul tău, oare când ești bolnav pe spate, pe patul spitalelor, ori când vii aici și îți mărturisești că ai o boală atât de gravă, ai cancer, ai diabet, poți să spui cu trupul tău ca plăcut înaintea lui Dumnezeu? Poți să spui lui Dumnezeu, iată-mă, Doamne, trupul meu este sfânt înaintea ta? Dumnezeu să ne facă în dimineața aceasta să ne recunoaștem un cuvânt să spună Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin gura noastră. Un cuvânt de mulțumire. Să-i mulțumim lui Dumnezeu, ne primește așa cum suntem. El mai are milă și îndurare. El este acela care, ori de câte ori vii aici, își spune prin Duhul Sfânt, în gura și cu buzele tale, să-i mulțumesc binele pe care le-a făcut în viața ta. Dacă ai